În anumite momente ale vieții mele, în perioadele mai vechi, am avut ocazia să-l văd în filme. Face parte din acele mari figuri ale artei din România care au îmbinat în mod cu totul și cu totul ieșit din comun o personalitate artistică de excepție, o personalitate umană, deosebite calități de diplomat, de politician, de om de cultură și care, în felul său, a făcut școală. E o tulburare față de care trebuie să ne plasăm cu toții cu smerenie, pentru că ne dăm seama că în fața unei dispariții de acest fel, să ne înclinăm și să ne amintim de toate aplauzele pe care acest mare actor le-a primit de-a lungul timpului și să sperăm că ele îl vor conduce către cer.